Cei care își doresc să devină avocați nu vor mai trebui să plătească o taxă de 100.000 de lei pentru examinarea dosarelor de admitere. Prin decizia Curții de Apel, hotărârea din 13 decembrie a fost anulată ca fiind ilegală. Potrivit hotărârii inițiale, urma ca din 1 ianuarie 2020, persoanele care vor să obțină licența de avocat să achite o taxă de 100.000 de lei. Această taxă a fost majorată de la 15.000 de lei, cât era inițial. Legea cu privire la avocatură notează că persoanele care dețin titlul de doctor au cel puțin 10 ani vechime în muncă în funcția de judecător sau procuror și care, în termen de 6 luni după demisia din funcțiile respective, au solicitat eliberarea licenței pentru exercitarea profesiei de avocat, sunt scutite de efectuarea stagiului profesional.